cred că în România, în mod special, trebuie pusă problema spațiului public, pentru că încă nu poate fi caracterizat deloc, deoarece el nu prea există în sensul clasic. Adică spațiul public a fost foarte tare neglijat și de către urbaniști și de către, în general, de către opinia publică. Tocmai din cauza asta mi se pare foarte important să se înceapă și cred că așa se și întâmplă în general, să se dea mai multă atenție la spațiul public, deoarece el este un loc în care se formează contactul social și în care cumva ne exprimăm gradul și de civilizație și de deschidere, de toleranță. În aceste condiții, cât de oportune sunt astfel de întâlniri cu studenții de la arhitectură, precum e Școala de Arhitectură și Design Interior? Extrem de oportune și chiar aș spune că sunt foarte necesare. Deci astea ar trebui să, asemenea întâlniri ar trebui să aibă loc continuu pentru ca ei să ia legătura și să fie informați mereu cu proiecte noi, proiecte în curs de desfășurare sau chiar realizate și să își dezvolte din ce în ce viziunea asupra arhitecturii și asupra designului în legătură cu peisagistică și în legătură cu spațiul exterior.